puterea minții am mișcat acest ban. Tot ce trebuie să faci este să pui magnetul timp de 5 secunde în intrarea de la cheie. Motorul va porni din câte am văzut pe TikTok-ul acela. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Lifehack-uri de pe TikTok. Am văzut că v-a plăcut foarte mult primul episod de Lifehack de pe TikTok și s-au strâns undeva la 21.000 de like-uri și am zis că în momentul în care se strâng 20.000 de like-uri o să facem partea a doua. Așa că dacă și la acest video vom strânge 20.000 de like-uri, vom face partea a treia și vom face o serie foarte lungă de Lifehack-uri de pe TikTok. Așa că un mare like, distribuie mai departe și nu uitați să mă urmăriți și pe TikTok. Florentin Hriscu, oficial cu 2 de F. Aveți totul în descriere. Am văzut că sunt foarte multe Lifehack-uri pe TikTok și nu știu care sunt reale și care sunt fake-uri. O să le încerc pentru prima oară, așa că hai să vedem. Începem cu ceva simplu, dar rămâneți neapărat până la sfârșitul acestui video pentru că o să fie din ce în ce mai interesant. Așa că să-i dăm bătaie la primul lifehack pe care l-am văzut. În primul lifehack avem nevoie de lămâie sau lime, o bucată, un ban de 10 bani sau orice fel de bani și o baterie. Indiferent de baterie. Din câte am văzut în lifehack-ul respectiv, v-am zis, eu nu o să pun lifehack-urile, videoclipurile respective, pentru că după aceea o să-mi iau copyright și nu vreau chestia aceasta. Am văzut că băiatul respectiv a luat o bucată de lămâie, a stors-o pe degetul lui, apoi a luat degetul umed cu lămâia respectivă și a frecat bateria. Iar apoi a pus degetul deasupra banului și banul a început aproape să leviteze, dar nu chiar levita, ci pur și simplu tremura, uite așa. Înțelegeți? Ceva de genul. Așa că hai să vedem cât de reală e chestia asta, pentru că mi se pare puțin cam ciudat. Banul pe masă. Perfect. Și aveți grijă la ochi să nu vă sară în ochi. Ia să vedem. Ok. Stor puțin în zeam. Aaaa, fix în ochi mi-a sărit. Băi, ești nebun la cap. Mă dau mai încolo ca să nu mai cad. Ok, ok, ok. Hai că am reușit să storc. Perfect. Se vede că am stors-o. Iar acum ci că trebuie să frec de baterie. Da, e puțin ciudat. Credeți-mă și pe mine. Ok. Într-un fel iau energia sau ceva de genul. Și imediat ce pun degetul deasupra banului, o să începe să vibreze. Așa că iau mai multă energie și ia. Încă o dată. Mai încerc o dată. E imposibil să nu meargă, înțelegeți? Bă, nu se întâmplă nimic. Aha, s-a mișcat, ați văzut? Cu puterea minții a mișcat acest ban, care din păcate este fake. Deci nu știu cum a reușit ăla de pe TikTok, categoric este fake, nu este real, așa că îmi pare rău. Primul lifehack este fake. Hai să trecem la următorul. În următorul lifehack avem nevoie de scotch, un telefon și un pix. Așa că, din câte am văzut, el și-a acoperit cu scotch camera, apoi a dat cu un pix pe deasupra și l-a măzgălit. Și cică s-a dus să filmeze în baie și în momentul acela când filma se vedea pe întuneric diferite pete murdare. Hai să vedem dacă poate să ne arate murdăria din camera de aici. Așa că iau scotch. Perfect. E ok așa. Bum. Iar apoi o să trebuiască să măzgălesc cu pixul deasupra pe cameră. Sunt tare curios, văd dacă merge. Deci fiți atenți, deci se vede încețoșat, ca și când nu ar fi focalizat. Hai să vedem dacă am eu fața murdară sau ceva. Ok, din câte văd nu se vede absolut nimic, dar ca să vedem mai bine, pe asta nu se vede nimic, pe asta. Ok, hai să stingem lumina, că poate se vede pe întuneric, că tipul respectiv a stins lumina și s-a văzut pe întuneric. Așa că am stins lumina. Nu se vede absolut nimic. Poate e ceva pe jos, murdărie, dar din păcate nu e nimic. Pe aici, pe scaun, nu? La calculator, nu? Nimic? Ok. Deci, e practic fake. Din păcate, acest lifehack este fake, nu este real, așa că, aia e. Până acum, numai ghinion am avut. Hai să vedem următorul lifehack, dacă este real. Perfect! Următorul lifehack îți poate salva mașina, ca zic așa, în caz de nu ai bani de benzină. Mai exact, am văzut un lifehack pe TikTok în care tu pur și simplu trebuie să te duci la orice benzinărie și să pui un cod înainte de a băga benzină în mașină sau motorină sau orice fel de nebunie ai tu, GPL. Așa că codul o să-l trec eu fix acolo pe tastatură și din câte am văzut trebuie să fie o benzinărie în care poți să tastezi. Deci o să mă duc la prima benzinărie să vedem dacă funcționează acest cod. Codul este 122 487, iar apoi trebuie să apăs OK și încă o dată OK. Deci de două ori OK.
adică Enter, butonul verde. Hai să vedem, deci să rețin 1, 2, 2, 4, 8, 7. Ok, filmez cum îl bag și să vedem dacă apare ceva. Din câte am văzut la TikTok-ul respectiv, trebuie să apară ceva clopoțel, ceva de genul acesta, și o să apară ceva pe ecran, ca și când, băi, poți să bagi benzină în engleză, cică. Hai să vedem dacă e adevărat. Nu merge. Ok, am încercat acest lifehack, dar din păcate nu merge. Pentru că cel care a făcut TikTok-ul acesta, lifehack-ul acesta, spune că acel cod îl folosesc cei care lucrează la benzinările respective ca să își ia motorină sau benzină GPL ce vor ei gratis. Acel TikTok este făcut, bineînțeles, în America, nu știu dacă este valabil și în România, dar din câte am văzut și am mai căutat, este fake. Pentru că este imposibil. Probabil acela când a băgat codul respectiv a avut un fel de cartelă sau ceva de genul acesta. Așa că dacă vă duceți la benzinării ca să vă luați benzină gratis, nu faceți acest lucru. Pentru că eu am încercat și m-am făcut râs. Așa că trecem la următorul lifehack. Acest lifehack este și mai bun, pentru că te ajută să îți pornești mașina fără chei. Din câte am văzut pe TikTok-ul respectiv, ai nevoie doar de un magnet de genul acesta. Acest magnet l-am luat de la un magnet din acela de frigider. Îl puteți găsi și ca să vedeți că este real, chiar este un magnet. Înțelegeți? Tot ce trebuie să faci este să pui magnetul timp de 5 secunde în intrarea de la cheie, de unde pornești motorul, și trebuie să lași 5 secunde. Și cică motorul va porni, din câte am văzut pe TikTok-ul acela. Am văzut, deci cică este real. Și chiar am văzut. I-a pornit mașina doar cu magnetul ăsta și nu făcea absolut nimic. Așa că hai să vedem cât de reală e chestia asta. Doar că din păcate eu nu am intrare de la chei, dar am văzut la mai mulți TikTok-ul acesta care nu trebuia să bagi și cheia. Și tot ce trebuie să fac este să țin magnetul pe butonul de start, pentru că eu nu am, am cheia asta și trebuie pur și simplu să apăs pe buton și le pornește motorul. Dar așa că hai să vedem. Ok, și că trebuie să-l țin timp de 5 secunde deasupra. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poate trebuie să-l frec așa, nu știu. Hai mă, nu pornește. Ok, nu cred că merge. De ce nu merge? Oare dacă apăs? Wow, incredibil, a mers! Mamă, nu vine să cred, a funcționat! Total fake! De ce vrăjeală? Așa că dacă vreți să furați mașini sau altceva, nu vă recomand, că e fake! Nu știu cum a reușit ăla. Probabil a avut cumva cu o cheie sau ceva de genul. Așa că dacă vreți să furați mașini sau să porniți mașini, nu vă recomand să folosiți magnetul. Vă recomand să nu mai furați mașini! Hai să trecem la următorul lifehack, care sper să fie pe bune. Perfect! În ultimul lifehack, și sper să funcționeze asta pentru că a rămas ultima noastră șansă, avem nevoie de o folie de aluminiu, un pix, o baterie. Așa că în acest lifehack, din câte am văzut, a trebuit cică să pună folia de aluminiu într-un capăt al bateriei și celălalt capăt al bateriei și apoi să apese cumva cu pixul pe ea. Și din câte am văzut, a luat foc, iar apoi în TikTok-ul respectiv a luat și școala foc sau ceva de genul acesta. Mă rog, nu faceți așa ceva în viața vieților voastre. Așa că haideți să vedem cât de reală e chestia asta. Așa că te rog, nu mă dezamăgi, pentru că avem ultima noastră șansă să vedem dacă lifehack-ul ăsta este real. Pentru că până acum am avut numai fake-uri. Hai să vedem. Deci, o să trebuiască cumva să pun bateria așa. Pun un capăt al foliei dedesubt și celălalt capăt deasupra. Ah! Mama m-a fript! Păi, de ce mi-era să ars? Și să țin puțin mai mult acolo, pentru că, din câte am văzut, ăla a ținut mai mult. Băi, eu o să țin de partea asta, că mi-e cam frică. Deci când pun degetul, frige. Da, mă, se vede puțin fum cum iese. Și folia de aluminiu, ai de capul meu, știți cât de tare arde? Hai să zic că acest lifehack, ok, o să-l opresc pentru că după aceea nu vreau să explodeze pe aici și bateria arde rău de tot în momentul ăsta. Deci, frige rău de tot.
Ok, să zic că lifehack-ul ăsta probabil a fost real pentru ăla, doar că a ținut mai mult sau ceva de genul, a făcut altceva, poate a avut alt tip de baterie mai puternică sau ceva de genul acesta. Să zic că este real. Deci, lifehack-ul ăsta este real, dar nu îl încercați nicăieri în altă parte, pentru că este foarte periculos, s-ar putea să vă areți. Așa că aveți mare, mare grijă și cel mai bine nu îl faceți. Deci, bravo, în sfârșit avem un lifehack real. O da, domnul, după atâta timp. Așa că, din păcate, doar un lifehack din tot acest episod a funcționat și celelalte sunt fake-uri. Dacă și voi aveți diferite lifehack-uri, puteți să mi le trimiteți la mine pe pagina de Instagram. Aveți Instagram-ul meu în descriere, Florentin Hriscu, scris legat. Și bineînțeles, nu uitați să mă urmezi și pe TikTok, Florentin Hriscu, oficial cu 2 de F. Totul scris legat. Așa că vă mulțumesc tare mult dacă acest video strânge 20.000 de like-uri în continuare. Vom face partea a treia și de-abia aștept să vedem ce realuri sau fake-uri vom găsi. Așa că vreau să vă zic că voi trecem tare, cei mai tare dansatori și cea mai tare trupă. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!